Acum, în capăt de primăvară, după ce dragobetele a dezlegat ciocul păsărilor și le auzim de zăiar ciripind, chiar dacă zăpada aproape ne-a părăsit în totalitate, iată că tinerii din Șinca Nouă s-au adunat cu aceeași bucurie, cu același drag de a-și purta portul tradițional și, cum îi vedeți aici la gazda acasă, sunt toți veseli și bucuroși să anunțe, dând la vale roțile de foc de pe deal, că a venit primăvara și în 2014. Toată suflarea satului Șinca Nouă a fost sâmbătă în sărbătoare. Îmbrăcați în costumele tradiționale, oamenii au încercat să reînvie obiceiul roata în flăcări. Ceremonia a început la lăsarea întunericului, când un alai de tineri a plecat la o gazdă pentru a pregăti roțile. Gata? Hai! Dă-i drumul! Hai! Iarăși au venit lăsatul secului, se lasă postumare, iarăși dăm roata la fetele care nu s-au măritat în Șinca Nouă, în ghilimele spus, pentru că, așa cum știți, am transformat această sărbătoare într-un prilej de bucurie pentru tot tineretul din sat și din satele învecinate și pe un prilej de a îmbrăca tinerii hainele românești și de a duce mai departe tradiția românească în țara Făgărașului. Ați îmbrăcat în straie populare. Da, așa e portul nostru de la Șinca Nouă. La fiecare sărbătoare obișnuiți să purtați traiele populare? Da, fiecare sărbătoare ne îmbrăcăm în port național, că ea le-am făcut, să le purtăm, nu să le ținem în dulapuri. În prezența 10 de invitați la gazdă, roțile din lemn au fost umplute cu paie. Ceremonia de împodobire a roților a fost completată de dansuri populare, muzică și voie bună. Dă-i drum jos. Hai, măi, le-o face și le-o dăm de o supărare. Maria, lasă-le mai așa. Ai spinduit. Eu sunt în calitate de gazdă al acestui obicei. Cu ce așteptați pe local? În special așteptăm pe cei îmbrăcați românește cu țuică, vin, prăjituri și cu voie bună. Urmează, după ce tinerii vor juca, vom împodobi roata, după care vom urca pe deal, unde o să zicem strigarea respectivă și o să dăm foc roților. O să mergem sus pe deal, o să strigăm, o să ne împărțim în două cete, să strigăm unii la alții și după ce terminăm strigăturile o să dăm roțile în flăcări. De la gazdă, alaiul de tineri însoțiți de oamenii din sat a urcat pe două dealuri de lângă sat. De acolo, cetele de feciori au strigat unii la alții numele tuturor fetelor rămase nemăritate. Roțile de foc au fost lansate de pe dealuri, prădeliciul asistenței. Gata? Hai! Dă-i drumul! Hai! Roata în flăcări este un obicei tradițional care se desfășoară la cumpăna dintre iarnă și primăvară. Strigătul peste sat este considerat de către cercetători o instanță judecătorească. Potrivit obiceiului, la lăsarea întunericului, tinerii aduc la cunoștința sătenilor numele fetelor care se țin mândre sau făcând haz pe seama fetelor rămase nemăritate și pe seama feciorilor tomnatici. Am participat, da, sigur, și noi, atunci, la rândul nostru. A strigat fetele nemăritate? Am strigat fetele nemăritate, sigur. Atunci nu prea erau fete nemăritate, că nu, erau așa materialiste ca în ziua de astăzi, știți? În ziua de astăzi nu se mai mărite fetele repede. Întâi trebuie o carieră, trebuie o școală, după care se mărite. Atunci eram și nici roata nu se dădea în fiecare an, că na, era perioada comunistă, când nu îndrăzneai.
Astăzi nu mai este o rușine să fii nemăritat, așa că și fetele care nu s-au căsătorit iau parte la sărbătoare cu plăcere. Se dă roata, băieții strigă numele unei fete și în semn de rușine că n-a reușit să se căsătorească încă. După care îi dau roata și de obicei, pe timpuri, părinții fetelor obișnuiau să urmărească cu furci și cu foc băieții care le făceau față de rușine, pentru că n-a reușit să se căsătorească și băieții nu o voiau și de la asta vine roata. Deci strigăturile sunt și pentru tine. Da, sunt și pentru mine, pentru că nu sunt căsătorită. De la an la an, tot mai mulți oameni participă la acest obicei. De la oameni ai locului până la turiști, cu toții vin să vadă acest obicei. I'm from Germany and we do not have something like that here. Yeah, in Germany. It's lot, yeah, very different. Yeah. But it's interesting to see. Yeah. I'm very impressed about everybody dancing and singing. Yeah. Sărbătoarea a continuat apoi la Căminul Cultural, unde toți participanții s-au întâlnit la un bal.